Potrivit reprezentanților Federației Patronatelor din Turismul Românesc, peste 88.000 de români și-au petrecut mini-vacanța de 1 decembrie în țară. Aceștia au cheltuit 9,4 milioane de euro pe serviciile de cazare și masă. Potrivit specialiștilor, suma medie pentru aceste servicii a fost de aproximativ 350 de lei pe sejur. De asemenea, fiecare turist a trebuit să mai scoată din buzunare aproximativ 300 de lei pentru a-și achita drumul și distracția. În topul preferințelor românilor s-au clasat marile orașe și stațiunile montane. Pachetele promoționale de 1 decembrie au avut tarife cuprinse între 359 și 800 de lei de persoană. Stațiunile balneare au ieșit la rampă cu prețuri mai mari față de cele din regiunile de munte, întrucât serviciile oferite au fost mai numeroase și au cuprins și accesul la centrele spa. Astfel, prețurile au oscilat între 300 și 865 de lei. Pentru 3 nopți de cazare cu mic dejun și o cină tradițională de 1 decembrie, oaspeții stațiunilor din zonele montane au achitat între 270 și 500 de lei de persoană. Stațiunile Bran și Bușteni s-au putut lăuda cu cele mai reduse tarife din acest mini-sejur, în timp ce unitățile de cazare din turismul rural nu au operat modificări asupra prețurilor.